Clara. May inaisip ka na bang pangalan dyan? Clara? Povestea unei greșeli care le-a înlocuit destinul. Hindi mo po siya lang anak ko. Sa akin po kayo maniwala. Pasensya na, Missy. O telenovelă despre trădare, familie, prietenie și iertare. Mara Clara, din 26 mai, de la ora 13, numai pe TVH. Bun găsit din nou, mulțumim oameni buni, vă mulțumim tare mult că noi așa ne începem siesta aici la TVH cu muzică de cea mai bună calitate. Păi cum să nu te pună muzica asta în mișcare? A mâncat lumea de prânz, s-a aranjat, s-a făcut bine, te trage la somn. Și după o siesta, după o masă copioasă, o siesta generoasă, așa că trebuie să dansăm, nu de alta, dar... Se depune ia, și se vede. De mine, lasă că văd eu, că lângă mine toate s-au îngrășat. Aul! La buzunar? La buzunar? La, bineînțeles că la buzunar, nu vezi, da, la mine că bine. Rup de la gură și dau la oameni. Așa, eu sunt, mulțumim tare mult, oameni buni. Noi în seara asta, m-am obișnuit cu seara, nu e ziua asta, că la mine în creierul meu e noapte, e noaptea minții la mine. O să stăm de vorbă, o să cântăm, o să ne distrăm și petrecem împreună, cum ar zice colegul meu Giurgel Nucă, petrecem împreună aici la TVH. Și noi ce trebuie să facem în această emisiune? Adică trebuie să creăm, să nu lăsăm pe om să se liniștească. Am mâncat bine de prânz, dă-ne la somn. Nu, cântăm, trebuie să petreacă. Ne distrăm și ne simțim bine. Sigur. Așa. Și trebuie să petrecem cu invitați pe măsură. Și apropo de invitați, cred că ar fi timpul să aflăm câte ceva despre invitatul de astăzi, iar colegii mei ne pot ajuta în acest sens. Urmărim material și revenim.
Înainte însă de a-i dezvălui identitatea din buletina invitatului nostru, vă propun să trecem în revistă câteva dintre momentele care l-au făcut celebru. Poate ne-o luați înainte. Pentru început vă pot spune că în adolescență a trecut cu succes de la fotbal la canto și de la muzică la televiziune. Prima dată când a apărut în public a fost alături de grupul Coral Bazar, condus de regretatul Ioan Lucian Mihalea. A obținut numeroase premii și trofee la concursuri și festivaluri de muzică ușoară. I-au fost atunci colegi de scenă Eugen Crista, Rodica Popescu-Bitănescu, Elisabeta Turcu, Mișu Fotinou sau Florin Piersic. De-a lungul carierei sale, invitatul nostru de astăzi a avut nu doar unul, ci mai multe nume de scenă. Fast Food Nanae, Stică Ciomag în telenovela Numai Iubirea sau Titi Burghiu în Lacrimi de Iubire. Ce mai vreți, mă? Ușor, mă? Ești nervos? Ți-e frică să nu iar pe coajă? Hm? Eu cu voi nu mai fac combinații. Opa! Eronat! Asta numai în cazul în care nu ți-ai găsit alt. Afacerea se face cu tetea. Da, tetea mi-a dat marfă nasoală, știi? Păi, mi se pare normal, trebuia să te înveți și tu minte odată, nu? Da, uite, eu sunt băiat bun. Ei bine, da, băiatul bun este Valentin Cristian Rupiță. Debutul lui în televiziune s-a întâmplat în 1996. N-a avut un început ușor. În producția Amor Rural a avut rolul dublu de frate și de soră, Richard și Richarda. Ca să nu mai vorbim de show-ul Chestiunea Zilei cu Florin Călinescu, acolo unde Vali Rupiță își amintește cu zâmbetul pe buze că a fost ba fotbalist, ba împărat, ba urolac, ba mireasă, polițist, parlamentar sau chiar zână. În timp ce juca în Chestiunea Zilei, realiza nu una, ci două emisiuni. Este vorba despre Cântă-mi lăutare și Chef de Chef. Toarnă-mi tu, paharnice, niște premium. Măcăleandru, nu mai e? Nu mai e, măria ta. Nu mai e premium, normală, nimic, cu plumb, dacă fără plumb. Dacă îmi cereai ieri, măria ta, făceam un chef pe ciste. Dar m-ai lăsat eu pe fundul canistrii ceva. L-am dat domnițelor, nu știu pentru ce. Pentru mătreață, tătucă. În 2006, Valentin Rupiță devenea regizor și actor pentru sitcomul Meseriașii. În afară de televiziune și de radio, artistul Vali Rupiță își poate trece în istoricul personal și o mulțime de CD-uri pe care le-a produs de-a lungul anilor. Agurida, albumul Loredanei Groza, lansat în 2001, este unul dintre cele mai bine primite de publicul larg. Printre flori am colindat, ghior ce i-am adunat, și oricât am căutat, nu te-am aflat, nu te-am aflat. Până când de dor purtat, florile am înduioșat, glasul lor am ascultat, pe înserat, pe înserat. Mi-a șoptit-o viora, ca-i să-mi dai inima ta, truli, truli, dragă. În noiembrie 2009 a fost lansat pe piață primul său album muzical, Vali Rupiță, La cârciumea lui Neafane, album pe care cu modestie îl dedică memoriei regretatului Gică Petrescu, pe care mărturisește că l-a îndrăgit mereu. În anul 2010, Valentin Rupiță a obținut premiul special pentru întreaga activitate artistică în cadrul galei ANR. Însă, povestea sa de succes merge cu siguranță mai departe și trece prin platoul de la Siesta Show. Așa, așa am descoperit și noi, stimați telespectatori, îl avem alături de noi pe nimeni altul decât Vali Rupiță. Mulțumim tare mult că ți-ai făcut timp să-ți faci siesta acinișa la noi la TVH. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața! Bună. Da, eu câteodată mă mai iau razna, eu lucrând numai noaptea, am, mă rog, am jumătate de normă de noapte și atunci ce trebuie să fac? Trebuie să mă obișnuiesc să lucrez și ziua, știi? Eu având Robert, scuză-mă două minute, se pare că ce avem faci? O problemă cu domnul Rupiță. Ne auzim! Ne auzim? Da? Cum să nu se aud? Gata, ne auzim! Dacă nu, ne auzim, să știi, Vali, că vorbim prin semne! Nu, dar să știi că suntem și ascultați! Da, știu. Da. Sunt casete, ne sunt. Înțelege. Și dacă vorbești la telefon, ești ascultat, așa că să nu-ți faci niciun fel de problemă. Mulțumim încă o dată că ai acceptat să vii și pe la noi pe aici. Așa, și azi, după ce am văzut materialul ăsta făcut de colega noastră Ioana, mă rog, noi acest material l-am botezat așa, clipe din viață. Și a creionat așa cât de cât din activitatea ta, de mult, de mult tot ai... te-am revăzut acolo și mi-aduceam eu aminte cum mă uitam și mă bucuram de prezența ta la televizor și
nu numai eu, eram o gașcă de oameni și ne uitam cu chestiunea zilei, cu făcute pe vremuri. Noi ne-am și întâlnit după aia la meseria, da, era, și eu am crescut și eu. Da, era o muncă zilnică. În fiecare dimineață trebuia să luăm 20 de ziare, să luăm știrile, să le discutăm în redacție, după care, bineînțeles, Florin Călinescu spunea, asta o facem, decor, și imediat treceam la filmat, gândindu-mă că intram cap de știri atunci cam 7 fără 10, după aia aveam după film și încheiam ziua pe la 23-24, după care sâmbătă aveam o retrospectivă a săptămânii. Da, a fost o perioadă foarte frumoasă, 96-97 mai precis, atunci s-a născut chestiunea zilei, 97. În 96 făceam tot așa niște pastiluțe, dar la ora 7 bună dimineața, până în 2000. Deci sunt peste 3000 și vreo 600 de chestiuni. Dar pentru că vorbim despre clipe din viață, aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și, așa cum spunea și colega Ioana în material, ați lăsat fotbalul pentru canto. Nu era mai bine dacă erați fotbalist acum? Bine, acum nu, că am și o vârstă. Da, e o întâmplare. Toți prietenii mei, eu am crescut și m-am născut unde-i Casa Poporului, deci în cartierul Uranus. Și toți prietenii mei spuneam, hai la fotbal, hai să mă duc. Și bineînțeles că era o preselecție, după vreo două săptămâni a zis, rămâi și tu, vino cu certificatul de naștere, două poze și cu mama, dacă se poate, sau cu tata. Și așa m-au legitimat și am avut o perioadă foarte frumoasă în ceea ce privește fotbalul. Chiar mă pot lăuda că în 81 am făcut parte din lotul lărgit al echipei Progresul București, care astăzi nu mai există. Ce jucai? Ce? Portar. Portar. M-am îndrăgostit de Rică. Era, da, un fel de... Da, și în 81 am avut șansa vieții mele să fiu coleg de echipă cu Rică Răducanu la autobuzul București în Divizia B. Da. Am avut un accident la picior, de-aia sunt și cum sunt. La Divizia B se cam dădea la joale, adică se dă și la, se dădea și la A, dar la Divizia B se juca mai agresiv. De la ce, în orice caz, se juca 10 metri dincolo de linia de margine, că era unul cocoas. Zicea, hai, treci pe aici. Și așa am reușit să mă las de fotbal după ce mi-a rupt piciorul stâng și n-am mai putut face absolut nimic. Accident în fotbal. Da, și... Și a trebuit să urmați altă cale în viață și ați ales canto. Mama este cea care întotdeauna m-a dus spre, hai să spun, această meserie de... Artist. Artist. Nu știu dacă cei care sunt mai de vârsta mea și aduc aminte, era o emisiune prezentată de Paul Sava și Margareta Puslaru. Nu mai am te cum să numea, în orice caz... Eu... M-a făcut mama artist. Nu. Țin minte că mama își punea niște... Bigudiuri? Nu știu, ceva în cap și eu mă urcam pe masă și începeam să cânt și... Da, era fost... din neam? Adică a fost, da, din mama, neam? Da, mama a fost solistă în corul teatrului, adică opereta de la Brașov, din anii 50. Și... A, deci era da, de acolo. Da, da, nu, m-am forțat, nu ieșeam la fotbal, nu ieșeam, trebuia să stau în casă și să ascult. Era fotbal, era vagabonțeală, ce să-i faci? Foarte multă muzică, inclusiv clasic. Și de la canto până la actorie a fost doar un pas? Să spunem că a fost doar un pas. Am făcut parte din, până în Revoluție, din estrada Ministerului de Interne. Aproape de Revoluție m-am mutat la armată, că am zis că e mai bine. Acolo l-am întâlnit pe colonelul Preda, care mi-a dat foarte mare încredere, văzându-mă că am ceva în cap. Și ușor, ușor am reușit și chiar am pus în scenă câteva spectacole după ideile mele. Și deci asta a fost primul pas pe scenă. Din 89 până în 92. 92 a urmat o perioadă așa mai umbrită, după care 96, eu vreau să-l numesc așa, mai frumos, am prins ultimul tren spre ProTV. Adică chestiunea zilei. Povestiți-ne puțin cum este cu contrabasul și pianul. Și pe asta o știți. Știm și pe asta. Dar vă vedem foarte așa, serios. Relaxați-vă, sunteți la siesta. Nu, n-am nicio... Nu, dar sunt foarte multe amintiri și nu cred că am avea timp
să povestim depănăm tot. Depănăm și noi câte putem, asta e, da, vă așteptăm și cu alte ocazii. În clasa 5-a mama a zis că ar fi cazul să trec la școala de muzică la trompetă, ceea ce nu mi-a plăcut. Și am făcut în paralel cu școala generală, era școala de muzică numărul 2 aici pe Știrbei Vodă, și am făcut contrabas și pian, secundar. Și bineînțeles că m-am lăsat după un an jumătate, pentru că, în primul rând, era să rămân repetent, deoarece nu mă duceam la cor. Și aveam o problemă cu unul din profesorii la armonie și solfegii, care tot timpul avea o problemă. La dicteu stăteam bine, nu era o problemă. Aveam auzul foarte format, dar am avut această problemă și a fost perioada în care prietenii mei din cartier, hai la fotbal, hai la fotbal. Și așa am renunțat o perioadă, să zic, 77 până în 81. Păi și cu profesorul, dacă aveai divergențe, cum le rezolvai? Nu mai m-am dus. Gata? Dar nu e zis, domn, tovarăș și profesor. Nu, era un profesor foarte dur, așa, cu toată lumea. Și noi ne făceam treaba la instrument, cântam și pianul și tot, dar el ținea foarte mult să învățăm noi armonia, să învățăm contrapunctul. Întotdeauna, hai, ce avem la cheie? Și trebuia să explicăm și mai făceam mișto de noi și ce vezi că e un becar acolo. Și multe, multe altele. Acum, la cheie se mai dau case, se mai dau apartamente. Case, apartamente, vile. Da. Le iei direct la cheie. Domn profesor nu știa pe vremea aia că o să ajungă vremurile așa. Să știi că erau, adică tot Uranusul vechi, cine își aduce aminte, era plin de vile. Care stăteau, mă rog, demnitarii de atunci. Da. O să vorbim și despre acest aspect, pentru că, Robert, știi foarte bine că astăzi ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii despre copiii de Bangata. Este de altfel un subiect pe care mi l-au sugerat invitații de ieri, da? Dar înainte de asta, dumneavoastră, de fiecare dată atunci când veniți în fața publicului, veniți înconjurat de oameni foarte talentați, instrumentiști virtuoși, da? Așa da. S-a întâmplat și în această după-amiază și o să vă rog pe dumneavoastră să ni prezentați pe colegii dumneavoastră. Da, Cristina. Este o mică parte din orchestra pe care eu aș putea să o fac. Adică mă refer la vreo 40-50 de instrumentiști. Dar am luat acum pe Picu Stanciuvioară, George Canonfir clape și veșnicul prieten al meu Mituș Răducanu, care întotdeauna îi venim. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi și pentru că, iată, am început siesta în forță în această după-amiază și cred că ar fi timpul să ne și cântați. Acum repede? Păi acum repede, mai discutăm, cum vreți și dumneavoastră. Hai să cântăm un pic așa mai de... Că tot e după ce am mâncat o ceva de șpriț, așa. De șpriț, păi merge șprițul. Da. Haideți, băieți. Fă-fă-fă-fă, măi, șprițule, eu te beau. Să mă las de tine, că ești rece și-mi faci bine. Păi nu pot să mă las de tine, că ești rece și-mi faci bine. Toarnă, toarnă, toarnă leanță, toarnă. Toarnă, toarnă, toarnă leanță, toarnă. Toarnă vin, toarnă pe mine, toarnă leanță, toarnă. Eu vreau să țin toarnă, leanță, toarnă. Zi, 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 cum sare zi. Zi, 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 cum sare zi. Păi cum eu să mă las de tine?
face de mine. Toată, toată, toată leanță, toată, 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 toată leanță, toată, toată mi toată pe mine, toată leanță, toată, până la ziua vreau să țin, toată leanță, toată. Zi, 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 copzare, zi, 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 copzare, zi. Sare nimeni să-mi doamă, pe la ziua nouă o să dormim. Ospătarii în pahar să toate și cu lăutarii să cinstim. În seara asta vreau să strâng în brațe o fată frumoasă, nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soațe să se facă că la 8 să fac. Ține-o pe la mândruța mea, ține-o pe mii, ține-o pe re, ține-o pe petrecere. Păi ține-o pe tot, ține-o pe la, ține-o pe la mândruța mea, ține-o pe mii, ține-o pe re, ține-o pe petrecere. Aș vrea să mor cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor, să-i tragem o preție de pomină să fie. Și-o vă săptămână să pot în sticla mână. Nu vreau orice te deșeală, vreau în acea mine un măcare, un copzar lăutar. Vreau că când să-mi țină locul de gritar, nu vreau nicio mutră tristă, strâng cu nasul în batistă. Așa aș vrea să mor cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor. Mulțumesc. Aici cu noi în această zi de superbă în care încercăm, stimați telespectatori, să vă facem o după-amiază cât mai plăcută aici la noi la TVH. Vale, mulțumim tare mult. Păi n-ai cum cu muzică din asta. Dacă ai mai băut și un păhăre, bineînțeles, ai mâncat bine, te așezi în pat, îți la Siesta Show, îl vezi pe Vale Rupiță, mai asculti o bârfă, mai afli una alta, mai vezi câte ceva, te mai și informezi, pentru că emisiunea noastră este un magazin show, așa am zis noi, și sau un show magazin, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Nu are importanță. Dacă vreți să mă corectați, puteți să intrați și pe pagina noastră de Facebook și este Show. Dar noi aici încercăm să ne distrăm și să vă destindem și pe dumneavoastră, pentru că zic eu, Vale, că lumea are nevoie de muzică bună, are nevoie de destindere. Vedem ce se întâmplă. Fiecare are plăcerea lui, ca să spun așa. Da, da. Tu ai fost un băiat de vangata? Nu. N-ai fost? Nu. Adică nu ți s-a cuvenit totul, n-ai avut de toate, n-ai trăit fiind în... Fiind singur la părinți, oricum mi se cuvenea tot. Da, da, dar n-ai fost cu puf, cu mașini, cu scandaluri, cu alergături, cu... Mașina am avut. Chiar de la vârsta de 10 ani. Ai avut mașină? Da. Ai condus-o? Mai mă lăsau un pic. În curte, tu? Da, am avut un Warburg. Bune! Foarte bun, atunci la vremea aia erau mașini. Acum dacă vezi una pe stradă, întorci capul după ea, că nu mai sunt așa. Așa, ca nostalgie, ca melancolie. Da. Deci a fost prima mașină? Prima mașină, da. A părinților, nu era? Da, nu era, da. După aia am mai avut vreo 5. Și a ta, prima mașină a ta, care a fost? Prima mea mașină a fost o Dacia Break.
Am avut două Isuzu Trooper. Facem reclamă. Băi, ai zis de toate. Deci, dacă spune mai mult de două... Așa am mai avut... Deci prima a fost de la Valburg, ai trecut pe Daci. Da. Poate. Da, a fost o întâmplare. Avea, era hidramat Valburg? Cazlie, poftim? Era hidramat Valburg? Da, și da? Cu volan pe dreapta. Da? Povestiți-ne da. Cu întâmplarea de la trecerea de la Dacia la... Da, a fost... eram la chestiunea zilei și Florin... Bă, nu mai mergeți cu tramvaiele, deja lumea a început să facă, ne oprească. Era concursul de dimineață, de la ora 7. Și ne oprea lumea și spunea, băi, îi spui lui Călinescu că eu sun mâine, dar să fii atent aici. Și ne dea hârtiuțe. Când ajungeam la redacție, ne bunea râsul, că erau rețete. Nu de medicamente, de bucătăreală. Da, da. De ciorbă, fii atent, eu mâine când dau Florin să mă trebuie de rețeta asta. Și a zis, băi, hai să facem ceva. Și atunci, printr-o întâmplare, el trebuia să ia la producție o Dacia Break. Și zic, o vreau eu. Băieții ceilalți nu prea și-au dorit. Și a zis, nu e o problemă, eu merg și cu Dacia. Orba, asta are patru timp, Barbara avea trei timp, era motor în trei timp, știi? Și așa a fost prima, vorbim de mașini noi. Mașini noi, da. Și după am urmat, fiecare om crește, ajunge de la tricicletă până la mașini foarte, foarte... De la bicicleta. Exact, exact. Dar cum ți s-a schimbat în vreun fel după ce ai început cu chestiunea zilei și tocmai ai zis că mergeai prin tramvai și lumea deja început să vă recunoască și să ia atitudine și să... La un moment dat există posibilitatea să vină și peste tine chiar când nu ai chef. De asta, când ai e o chestie, Robi. Hai să spun care e toată treaba. Noi fiind în fiecare zi pe ecran, da? Lumea ne considera deja făcând parte din familia lor. Și foarte mulți vorbeau cu bă, cu mă. Lucru care la început ne-a cam deranjat. Da, da, da. Aceea ne-am obișnuit. N-ai încotro. Pentru că fiind în fiecare zi de trei ori, sâmbăta, câte o oră jumate, da, tot da, da. Cu ei în casă, la masă. Ceea ce erau începuturile. Da, și erau începuturile și era... Era altfel de umor. A zis de președinte. Da, vai, da. A spus de ministru cu tare. Vai, a spus de judecătorul cu tare. Adică noi am fost, să zic, pionierii în ceea ce înseamnă adevărata... parodie despre ceea ce se întâmplă politică. Bine că și acum poți să zici de președinte, dar nu ai voie să faci lucruri reprobabile cum au fost de la Constanța. Deci, cu... Hai să spun ceva. Eu sunt un om care spun adevărul în față, da? Dacă luăm politica din 96-97, da? Și o aducem în 2014, există vreo schimbare? Nu, doar numele. Dar numele, da. Nu da. Mai e prim-ministru cu tare. Da, da, impact mai mare avea umorul atunci decât acum. Acum da. Poate să zică oricine, depinde cum și ce culoare politică are. Robi, au apărut foarte mulți după noi. Da, da? Au apărut foarte mulți și impactul și... era oricum altul, că era un teren neumblat pe zona aia, mediatizarea era foarte puternică și atunci când ziceai că bă, că mai făceai un mișto de un lumea mai avea frică încă de partid. Și mai avea frică de partid, că era încă. Da, nu ai văzut ce se întâmplă și... Da. Adică, cum a zis așa ceva? Vai de capul. Deci am avut o chestiune în care noi toți eram îmbrăcați în... Ce eram atunci? Da. Deci Călinescu era Ștefan cel Mare, chiar înainte de alegeri. Și noi toți eram securiști. Ochelari, toți cum erau... Da, da, da. Și el le-a spus decât atât, gândiți-vă ceea ce veți face duminică, asta era bine. Pentru că România nu o să fie nici a mea, nici a voastră. Și a continuat-o. Vreau să spun că a ieșit puțin atunci, un pic de scandal, dar a fost singura dată. Da, da, da. Robert, deci era impactul care... Ia uite ce a zis. Ia uite ce a zis, ia uite da. Ce a zis, stimați telespectatori, uitați-vă ce a zis Vali, noi luăm o scurtă pauză și revenim, Vali, o să revenim cu un coșuleț al zilei, să vedem cum și cât îi mai costă pe români. Cristina, te rog să nu-ți uiți întrebarea, no, pentru uite. O mică, de fapt, o scurtă pauză și revenim imediat cu Vali Ropiță la Siesta Show. Pauză! Bine v-am găsit, iată subiectele ediției. Replicile dure dintre palate continuă. Încă un caz șocant de violență. Nuntă fastoasă. Stop! Noi vă propunem altfel de știri.
Vă arătăm o Românie optimistă cu oameni valoroși. Reportajele noastre chiar vă aduc informații utile. Vă facem mândri că sunteți români. Vă prezentăm realitatea în mod obiectiv, fără exagerări. Pentru că ne pasă de sport, vă aducem știrea din spatele știrii. De la actualitate internă și internațională la cele mai noi descoperiri, toate la Infomagazin, de luni până vineri la ora 20. Infomagazin, știrile la care chiar vrei să te uiți. De minute de sănătate curată, interactivă cu cei mai buni medici și terapeuți din România. Ești în fața micului ecran la ora 12:30 de minute la Medicina Live. Chiar dacă tendințele vin și trec, stilul nu se va demoda niciodată. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Stil și Tendințe. Învață cum să trăiești frumos și sănătos de la realizatoarea emisiunii, Cristina Matei. Modă, coafură, machiaj, shopping, vedete. Stil și Tendințe, sâmbătă de la ora 14 la TVH. În curând, bacalaureatul, un examen care nu trebuie ratat. Spațiul, prin definiție, este obiectul de studiu al geografiei. Capitolul de sistematică sau clasificarea lumii vii. Dacă v-a scăpat ceva, urmăriți consultațiile la matematică, română, fizică, istorie, geografie, biologie și chimie. Microcosmosul luminat de macrocosmos. Randamentul celor două motoare. Preuniversitaria, de luni până joi de la ora 17 la TVH. Am revenit, stimați telespectatori, am revenit la Siesta Show. Nu vă lăsați copleșiți, nu vă moleșiți, nu faceți absolut nimic. Stați lângă noi pentru că acilișa ne distrăm și îl ascultăm pe Vali Rupiță, cu care o să vorbim și despre copiii de bani. Gata, am aflat ceva în această frumoasă zi, am aflat că omul n-a fost copil de bani. Gata, omul a muncit pentru tot ce are și merită stima noastră și multe, multe aplauze din partea noastră. Bine că nu-i și mândria. Stima noastră și mândria. Înainte de a ieși în pauză, Cristina, colega mea, vrea să îți adreseze o întrebare. De fapt, nu era o întrebare, era o remarcă, un amănunt pe care l-am aflat despre dumneavoastră, dat fiind faptul că în momentul anterior a plecat oarecum de la discuția cu mașinile. Astăzi nu mai aveți una, două, trei mașini, ci aveți o întreagă vitrină plină cu mașinuțe de jucărie. Da. Am mai exact 137 de mașinuțe. Să le stăpâniți sănătos. Ai permis pentru toate? Da. Sănătate atunci, nu? Totul a pornit de la o mașinuță mică care mi-a făcut-o cadou soția, deci acum vreo 8-9 ani. Și pe unde m-am plimbat prin lume, mi-am luat cât un model vechi. Da. Sunt mașinuțe model vechi, adică anii 60, 70, 80. Și am mai primit cadou de la un văr o mașină roșie foarte mare, cam de unde stau eu până în capătul. Frumos. Cu telecomandă, m-am jucat de două ori și s-a stricat, așa că am pus-o departe. Și ați mai luat ceva din fiecare călătorie în care ați mers, globulețe, suvenir, da, globulețe, pe care le globulețe, da, de păstrați la loc de cinste, lângă mașinuțe, da? Da, de diferite dimensiuni, mai mici, mai mari, am câțiva prieteni care n-am ajuns încă în America și au fost în America și mi-au adus. Am destul de mare și această colecție, nu știu, cred că sunt vreo 80. Dar finuții vă vizitează des? Da. Că întâmplător vi se spune da, nașul. Știu ce vrei să mă întreb, Cristina. În momentul în care finuții vin la mine, eu închid camera unde am mașinuțele pentru a nu avea probleme cu ei, fiind
foarte mici, adică 5-6 ani până la... Da, dar le pregătești și tu ceva? Nu. Deci avem pregătit o pungă foarte mare, cu foarte multe jucării. Maimuțoi, mașinuțe, tot. Ei se joacă, eventual mai îmi dărâmă ceva din casete, DVD-uri ce am pe acolo, le pun la loc în altă ordine și în momentul în care ei pleacă, se zice, nu, stai un pic că n-am strâns. Își pun jucăriile înapoi. Da? Nu, păi să le aibă data viitoare. Da. Dar ce a spus la ultima întâlnire cu Finuțu, când a vrut să pună mâna pe vitrina cu mașinuțe? Ce a spus? I-am spus că e vitrină, magazin, nu mai mai cam ce am spus exact. Că n-are voie, că nu-s de vânzare, voie? Da, că nu-s de vânzare, ceva. Da, deci nu ți obișnuiești Finuțu să se considere de bangata. Adică îi pui la treabă, nu dărâmă, da. Tot trec Vlăduț, ca un taifun. Vlăduț întotdeauna când a venit a fost cel mai harnic. Deschidea dulapul, tot ce găsea, oală, ibric, în mijlocul bucătăriei, îl lăsam în pace, bineînțeles, părinții, zic, lăsați-l. Vlăduț, da, hai, pune-le la loc. Le punea și la loc. Și nu s-a apucat adică, și de gătit? Ba da, odată a încercat, dar... tot trăgea de... Probabil că vrea să facă ceva la cuptor. Nu prea reușea să deschidă ușa. Și probabil nu a vrut să vă depășească pe dumneavoastră între ale gătitului, pentru că și dumneavoastră aveți o plăcere să gătiți. Și mai ales soția are o plăcere să vă vadă gătind. Da, eu gătesc de la o vârstă foarte fragedă, adică de la 18 ani. Și o dată pe an? Cam o dată pe an. Da, bine. Că se vede e după, bine, ce da, după ce termin eu toată lumea totul pe din casă masă, trebuie să strângă în bucătărie. Da, da, până te apuci de gătit, te duci să-ți faci singur cumpărăturile? Adică te duci la piață? La piață mă duc, da, îmi place. Ai negocieri din astea cu nu pot să am negocieri, că toată lumea acum după acest rol de neafane, toată lumea mă strigă neafane. E normal, pentru că mai am încă o glumiță așa. Primul promo care a apărut cu mine și cu Toni Ionescu era Pardalian și Ciocârdel. Și lumea așa ne striga, Pardalian și Ciocârdel, până au aflat că pe mine mă cheamă Vali Rupiță și pe el Toni Ionescu. Da. Exact așa este cu acest neafane. Neafane, mulți spun, bă, e Rupiță, e ăla, așa. Mă rog, asta e o problemă pe care și tu te-ai întâlnit, că multă lume poate te strigă pe Cali, nu? Agigi. Sau neagigi, da. Așa, deci e o chestie și tu știi foarte bine că în momentul în care noi lucrăm la un proiect, noi strigăm actorul pe numele, da, pe numele din pe numele din proiect, din proiect script respectiv. Da. Se întâmplă, da. Acum dacă te duci când în momentul când te duci la piață, îți faci așa lista de cumpărături, bă, ce vreau eu să gătesc astăzi? Vreau să gătesc. Uite, o să ți spun ce vreau să gătesc. Vreau să fac un ghiveci. Ghiveci? Da, călugăresc. Cum e asta? Toate legumele, deci domnule. Măi, cuțe. Da. De la Tanacu sau? Da. Să nu te bagi în zona. Doblecei, vinete, varză, cartof, morcov, tot ce înseamnă, amesteci, bagi acolo, pac. Dar tu ce îmi spui, Vali, tu ce îmi spui acum, seamănă Parlamentul României. Cam așa ceva. Mai ales varza. Da, uite că mi-ai dat o idee. O să văd dacă mi-ajung cele 576 de locuri sau câte sunt în Parlament, să găsesc 576 de legume. Da, apropo de ghiveci, vă mai amintiți când v-a gătit prima dată soția ghiveci? Ai cam multe informații. Asta este, mi-am făcut temele. Da, mi-aduc aminte și ea, dorind, știind că vin seara, veneam de la buftea, și dorind și ea lucrând tot în televiziune, a venit destul de târziu și a zis, hai să-i fac un ghiveci, că mie îmi place mult ghiveciul, și a uitat să pună ulei. Da, nu era vremea în care încă se mai mânca pe la buftea. Se mânca la buftea, dar nu mâncam niciodată. Înțeles. Foarte rar mâncam, în schimb voiam mâncam un kilogram jumate de cafea și 5 pachete. Acum nu se prea mai mănâncă. Nu prea se mai mănâncă deloc. Și când am venit acasă, zice, zic, ghiveci este. Și am început să mănânc și mă zic, lipsește ceva. Dar eu foamea care o aveam și nici n-am vrut să îi spun că nu-mi place. E nasol. Eram la început atunci, să nu fiu... Și l-am mâncat. Păi, și-a dat ea seama că a uitat să pună ulei. Păi da, dar te-a făcut light, ce zic? Da, foarte, foarte light. Da, bine, acum știi că dacă te duceai tu la piață, dacă te duceai tu și îți cumpărai, domnule, eu îmi iau pentru ghiveci alea,
Și mi-au și ulei, atunci te trezeai și simțeai că lipsește depinde ceva. Depinde de care ulei, de motor. De motor. Așa. Deci înțeleg că ești un om care se duce la piață și știi cam cum merge, cam cât ar costa un coș al zilei, o hrană pentru o familie de, să zic, 5 oameni, 5 membri. Mă depășești, prea mult. Da? Dar să ne gândim că e o familie de români, de bucureșteni. 4 membri, mama, tata și 2 copii. Mama, tata, 2 copii, el profesor, mama casnică. Să știi că la mâncare nu contează ce funcție ai. Da, dar contează câți bani ai de cheltuit. Aia da. Dacă da, așa e profesor, da. S-ar putea să e tot, o dai numai pe ghiveci. Așa, sau cartofi. Așa, haideți să vedem un material, să-l urmărim împreună cu Vali, coșul zilei, să vedem cât mai costă să-ți prepari ceva, să-ți aranjezi prin bucătărioară o masă pentru câțiva oameni, pentru o familie de români. Haideți să vedem materialul, vreau. Cât de pretențioși sunt românii atunci când ies la piață? Românii sunt din două categorii, fac parte din două categorii. Unii sunt mai pretențioși și unii sunt mai puțin pretențioși. Care știu ce vor, sunt un pic mai pretențioși, care sunt oameni de rând, cumpără omul ce găsește mai ieftinuț. Calitate. Nu se uită la preț. Calitate ca tot. Să fie românesc. A străină acum gata, s-a dus. Sunt pretențioși în modul la care trebuie să cumpere produsul cel mai bun, de calitate și la un preț, dacă s-ar putea, cât mai bun. Adică să fie cât mai ieftin. Clienții sunt foarte pretențioși datorită faptului că nu au bani atât de mult încât să poată să cumpere orice și vor calitate la prețuri foarte mici. Sau la preț? Păi la bani, la preț, să fie cât mai mic, chiar că nu-i bun, dar să fie. Sunt pretențioși rău. Vrea și marfă foarte bună și la preț cât mai mic. Serios. Da. Să uite omul la calitate și să fie prețul cât mai mic. Asta caută toată lumea. Și eu dacă aș fi, tot așa aș face. Nu? Normal. Da, uite așa vedem ce și cum se întâmplă și dacă ai văzut ce a zis doamna, că omul vine, vrea cât mai... Marfă bună și preț mic. Da, marfă bună și preț simplu. Mic. Mă rog, noi avem multă marfă, nu mai sunt oameni, că eu la mine în cartier unde stau, eu mai vin din ăștia exact de la țară. Dar acum am găsit și pe trotuar, vindeau kiwi și știa că e producător de kiwi. Nu știam că... Da, se produce. Și că am autorizat, sunt producător. Păi pe balcon se produce. Mă scuzeam. Nu știai? Nu știam. Deci pe balcon are rând de căpșuni, de kiwi și de smochine. Care balconul... Și bananele cresc în sufragerie. Nu, bananele sunt în hol. Am înțeles. Alea le mai găsești și în coșul de rufe. Da, e posibil, da. Că le pui acolo. Mai cad, mai... Da. Cum se făceau pe vremuri, știi, că se coceau pe ziar și pe calorifer. Da, eu cunosc pe cineva care a făcut ciorbă de banane. Da? Când a văzut așa verzi, a zis că e ceva de pus în ciorbă. Asta e banana. Pac, și a făcut ține, o ciorbă. Nu. Vale, vreau să te întreb, că tot am zis de copiii de Bangata, de copiii Bucureștiului, copiii românilor de Bangata, pentru că ce s-a întâmplat vis-a-vis de poveștile pe care le aveai tu la începutul carierei, când, mă rog, sau când ai început cu pro, cum asta, că te duce valul, te prinde, da. Lumea te vede, te recunoaște, acum fiecare dintre noi, la un moment dat, mai mult sau mai puțin, și-au dorit, când o să mă știe și vreau să fiu cineva, să mă știe lumea, să las ceva în urma mea, și atunci problemele astea se răsfrâng oarecum și asupra copiilor. Lumea după aia au început să o ia razna, au început să facă bani oamenii, au început să meargă afacerile, business-urile și au început fel de fel de ea. Și vedem prin presă chiar și la ora actuală, nu mai știu, zilele trecute am văzut o fată cu o mașină de vreo 250.000 de euro, a alergat prin București, matoală,
Dar era de bangat, adică nu avea nici în clinic, nici în mânecă. Cine era matoală, ea sau mașina? Mașina, bineînțeles, nu, că fata nu avea nimic, ea nu avea permis. Era de bangat, dar era de bangat, asta, și probabil și-a tras. Și ce s-a întâmplat? N-au mai avut timp părinții să-și mai educe copiii, n-au mai avut timp să se ocupe de ei și să-i îndrume. N-a mai fost școala de altă dată când ți era frică de profesor sau de învățător, că la mine când mă vedea învățătorul... El tremura, știu. Aoleu, a venit Robert la școală, ce mă fac? Corect, nu, așa acum s-a întors. Atunci când mă duceam la școală, când mă duceam. Când te duceai, ca acum. Nu, dacă mă duceam la școală, pe bune. Deci eram, venea tovarășul învățător, gata, înlemneam, mă spunea, mă scotea la tablă. Adică era și altfel de educație și nu era atâta libertate. Eu înțeleg să-i dai copilului libertate de care are nevoie, să se dezvolte. Dar lucrurile au scăpat oarecum de sub control. I-au scăpat, pentru că era normal. După 50 de ani de zile în care stătea la coadă să iau jumătate de ou... Da, da, a afectat copiii, adică afectat generația tânără. Deci am înțeles prost chestie, democrația? Eu o paralelă pe care eu întotdeauna am făcut-o, da? Deci, hai să spunem, bunicii mei s-au născut cu radio, da? Eu, mama, ceilalți ne-am născut cu televizor alb negru, da? Cealaltă generație s-a născut cu video color, acum s-au născut cu aceste tablete, cu nu știu ce, noi evoluăm și este normal în momentul în care tu, chiar dacă aduți aminte boierii, da? Ce bă, e băiat de boier, ce aveau? Aveau o caleașcă, doi cai, nu? Caleașcă tapițată. Acum au mai mulți cai. Da, acum sunt boierii și ce au? Păi au o vilă toată ziua pe la Ibița, pe nu știu unde, mașini de alea cu volan pe stânga, pe dreapta. Mai mulți cai sub capotă. Exact, așa. Mulți cai sub capotă. Și atunci, cine e de vină? Atunci copilul trăiește de pe urma părinților, el aproape nerealizând nimic decât că e fiul lui sau fiica cutărescului. Aici ai spus tu mai devreme, vorbim de educație, vorbim de modul de a trăi în viață, de a te descurca, da? În America, da? Cel mai mare milionar de acolo, în momentul când copilul are 6-7 ani, îl trimite cu acei biscuiți care îi face împreună cu mama, din ușă în ușă, să-i vândă. Da? După aceea îl trimite la spălătorie, la... Adică el chiar dacă are tancul, saltea de bani, Îl forțează pe copil să gândească. Acolo nu e, cum e, am văzut odată un reportaj, domne, își trimite copilul să câștige pâinea. Și era, nu știu, ceva de zootehnie, nu știu, avea grijă de vaci. Era normal. Deci copilul ăla, dacă vede cât de grea e munca, nu se duce la școală? În momentul că... Eu am o altă întrebare, da? Copii de bani, gata, spune-mi tu dacă poți în emisiunea asta sau în următoarele. Peste 20 de ani, cine o să conducă România? Cei care n-au luat bacalaureatul acum un an, 2-3? S-ar putea. Bună asta întrebare. E problema pe care... Asta e problema, pentru că noi luăm copiilor, da? Fiecare individ, da? Și tu ai avut un erou în tinereța ta și ai vrut să fii. Da, eu vreau să fiu Robin Hood, după aia aterii la front. Era unul cu praștie. Și toată lumea avea praștie. N-am ajuns să dau cu praștia, da? Și am avut așa, urcușuri și coborâșuri ca în viața fiecărui om. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung de Pamela Anderson. Acești copii, exact. Da, dar vezi că ai văzut ce a spus, că ea de-abia la 25 de ani a făcut niște chestii. Așa că... De ziua! Înțelegi? Atunci, despre ce vorbim? Vorbim de niște oameni care, din dorința de a-i da copilului, a pune într-o balanță lipsa lui de lângă copil. Ce zice? Bă, nu sunt cu el, îi cumpăr o mașină, nu sunt cu el când se duce și ia coronița sau nu ia coronița, sau termină sau nu termină facultate. Hai să-i mai iau o mașină sau hai să-i dau, gata, uite, a făcut 18 ani, ia tată viluța, ia nu știu ce. Sunt alte concepții, alte lucruri. Dar, încă o dată revin, sunt oameni care au saci de bani și în România, dar își trimit copiii prima dată la muncă, după aia zice, vrei? Da. Hai să vedem cum ai gândit o afacere, cum... forțare. Da, aici intervine și mass media, sunt multe de discutat pe problema asta. Sunt modelele pe care le-au întreagă afectată, exact, o generație întreagă afectată și afectată într-un mod negativ. Știi atunci... ce mă buvnește pe mine, răsul dragul? Eu sunt un om care nu prea îmi place să apar pe la televizor, să știe lumea ce am făcut eu sau ce fac eu. Da, dă-mi și mie, acum, te rog frumos, tu, dă-mi 5 modele la ora actuală din România
în care copilul meu, care, să zicem că are 10 ani, ar vrea să-l urmeze. Păi din fotbal nu pot să-ți dau. Îți spun eu Ronaldo. Ronaldo? Messi. Păi dar nu-ți dai noștri. Păi asta îți spun. Deci asta vreau să spun. Din fotbal, Ronaldo, Messi, mai departe. Nu Artiști știu. Valentin Rupiță? Zinedine Zidane. Păi vezi, asta spun, nu mai avem valori. Nu avem valori, de ce? Păi nu avem, pentru că dacă te-ai regăsi în vreo valoare sau începi să-ți cauți un model, asta trebuie să ți se fie insuflat de acasă. Eu ți-am spus, m-am apucat de fotbal pentru că m-am îndrăgostit de Rică și de, mai era un fotbalist, eu sunt rapidist, ca să știe lumea, chiar dacă nu mai am echipă. Dar ai valoare. Am valoare. Marian Ioniță, pentru că făcea niște robinsonade extraordinare. Da. Deci dai seama, după atâția ani de fotbal, mă uit la, nu vreau să dau nume, hai să, acești portari nu mai au priză la balon. În doi timp, iată, da, mai sunt fotbaliști care, deci care au priză modele, la altceva. Nu sunt modele. Da, dar ai văzut și tu că au început să aibă priză, să chiar să prizeze da, de multe da, ori da, și atunci, trecând așa, una peste alta, este vorba, știi cum, ajungi la un moment dat să ai un fel de știați că. Adică știați că de mult a fost un portar pe nume sau că de mult era un fotbalist pe nume care nu s-a mai născut? Când jucam noi fotbal, toată lumea, cei care mă alergau, eu am fost mai puturos așa, vrea să fie Iordănescu, vrea să fie Dumitru, vrea să fie Dobrin, vrea să fie Dumitrache sau chiar Dudu Georgescu, Lucescu. Deci am spus deja o paletă întreagă de oameni. Acum, toată lumea vrea să fie Ronaldo, vrea să fie Casillas, vrea să fie Messi. De ce? Pentru că la noi o luăm iar pe parte financiară, pe parte economică. Nu avem bani să dăm pentru că copii și juniori. Sunt foarte multe lucruri. Iar eu îți spun cinstit, nu îi condamn pe copii de bani gata. Nu îi condamn, pentru că părintele greșește. Și eu, să știi că am făcut o greșeală cu băiatul meu, da? Avea 17 ani și ce am făcut? I-am donat Dacia. Să-l fac, să-l stimulez, să-l găsesc și-a carnetul de șofer. Că putea să-i spun, da, foarte bine, vrei mașină, da, du-te și muncești. Știu că deci toți facem greșeli, da, Cristina. Știu că aveți o vorbă pe care le-o spuneți tuturor tinerilor cu care lucrați, pentru că știu că lucrați înconjurat de tineri, sunteți născut și pe 2 mai. Da, de ziua tineretului. De ziua tineretului. Aveți o vorbă care, dacă nu mă înșel, spune cam așa, nu înșela viața. Nu. Nu păcăli viața. Nu păcăli viața. Da, pentru că îți dau iar 4-5 exemple și închid, da? Deci ești la o perioadă în care ești la școală, cum spuneai tu. Mă, nu mă duc la istorie, lasă că-l păcălesc, învăț, mai copiez după ăla, mi-am luat un 5-6, am trecut. Da? Ai dau ceva? Nu trebuie neapărat să știm când a murit Mihai Viteazul. Să apropo, de faptul că Tudor Vladimirescu a fost mătrășit și aruncat în fântână. Nu? Dar este vorba de cultura care îți rămâne. Ajunge momentul în care e o gagică, nu? Vorbim de noi bărbați. Când a fost da, Tudor Vladimirescu. Da, băi, știi că am o gagică în jent, între timp îți mai place de alta, nu? Te mai duci și cu aia și la un moment dat uiți că ai întâlnire în aceea zi, la aceeași oră, cu amândouă. După aia te crește, faci cel mare și faci o biserică. Da. După aia te duci la muncă, că aici, de aici a venit vorba mea, da? Băi, hai să muncim. Și când dă Doamne să muncim, dar să nu prea găsim. Sau da. Ei să facă, noi ne facem că muncim, ei să facă ne plătesc. Corect, nu? Și atunci, în momentul în care nu încerci să te așezi pe ceva, cultură, educație, la 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 bla bla bla, să-ți placă, să te gândești ce lași celor din urma ta. Asta e foarte important. Asta e foarte important. Păcălești viața până la o anumită vârstă. De la o anumită vârstă încep durerile. Încep durerile, tratamentele. Exact. Asta e foarte, foarte important, să nu păcălim viața, așa cum a zis invitatul nostru special de astăzi, Vali Rupiță, pe care rugăm să ne cânte încă o melodie, după care luăm o scurtă pauză, mică, mică, și revenim la Cilișa, la Siesta Show, cu Vali Rupiță. Acum, pentru noi și pentru noastră, Vali Rupiță! Suflet cam dril de papugiu, cine să-l înțeleagă? Râde cântând, plânge râzând, viața o ia înșagă. Rău la blestemat norocul, e sărac lipit, dar mereu bătul la focul e îndrăgostit.
sărac libii, dar mereu văd clar focul e îndrăgit. Suflet ca grin de papuciu, cine să nu întreagă? Doi lei, o lămâie, trei lei, o butuie, cinci lei, fetei pe drum. O lămâie, trei lei, o butuie, cinci lei, vede cum ne vrei. I'm going sans, go vaccini. I'm going sans, go vaccini. Foaie vedea bobului, foaie vedea bobului. Nu mă pricep. Trebuie să-i las pe cei care știu să facă cel mai bine acest lucru, să cânte la instrumentele tradiționale. Ia mai clar nu-n băhărel, să petrecem cu Georgel, petrecere românească. Cine ascultă să trăiască. Sunt George Nucă și vă invit să urmăriți cea mai spectaculoasă emisiune Petrecere Românească, o emisiune de muzică și divertisment. Intrăm în casele dumneavoastră cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular. Muzica de petrecere este special pentru sufletul dumneavoastră, romanța și cântecul de altă dată. Vă aștept la Petrecere Românească! Petrecere Românească, sâmbătă ora 20 la TVH. Cum ai reacționa știind că viața pe care o meriți este trăită de altcineva? Nu am. Dar am de rină făgând pe ei. Cum din nou? O minciună nemărturisită poate să modifice realitatea. Vei te legă. Eu mă băiat mara. Să le anunță. Două fete, două secrete, un singur adevăr. Mara Clara. Clara. Vine și pe urmă pangală, Jen. Mara? Povestea unei greșeli care le-a înlocuit destinul. Și tu mă poți la gata po. Să a simt că-i bă de boală. Mă simt că n-am
O telenovelă despre trădare, familie, prietenie și iertare. Mara Clara, din 26 mai, de la ora 13, numai pe TVH. Stimați telespectatori, v-am zis foarte, foarte scurtă pauză. Am revenit aici cu invitatul nostru din această zi, din această frumoasă zi, la această frumoasă emisiune, un invitat special, Vali Rupiță, aici alături de noi, cu care vorbim, povestim și mai ales cântăm și ne distrăm, că omul nu poate să stea, nu poate să stea mult la vorbă, trebuie să mai și cântăm, că bine, eu cred că așa e și de bine și românul. Deci era fără poezie, viața e pustiu, da. Fără cântec, viața e și mai pustiu. Și mai pustiu, păi da. Pustiu. Și apoi românul la supărare, la tristețe, la bucurie, el trebuie să cânte. Trebuie să cânte. S-a născut artist și trebuie să cânte. Ai fost la vot? La care dintre ele? La ăsta cu europarlamentarele. Da. Da? Da. Deci ești un cetățean care... Totdeauna am fost la vot. Ești din aia 26%, nu? Cam atât ai ieșit la vot. Nu. Să nu amestecăm, pentru că este secret. Fiecare om votează ce vrea. Nu, păi nu te-am întrebat cu cine. Dacă ești din cei 26% care au ieșit la vot. A, din cei 5 milioane și ceva. Da. Fiecare... Lumea din ce în ce a început să aibă încredere în clasa politică și ies la vot maxim. Nu e vorba de clasa politică, este vorba, după părerea mea, este pentru că noi nu avem o educație electorală. Păi nu avem, dar nu... Două secunde, lasă-mă să spun. Nu, hai să spun ceva. Omul nu înțelege că dacă el se duce la vot și nu pune pe X, pune pe Y, poate schimba ceva în binele lui. O altă chestie care de 25 de ani se practică în România, nu se face un filmuleț în care să spună: fraților, nu ieșiți din pătrățel că anulați buletinul. Da. Nu puneți două ștampile. Dar dacă nu ai cu cine, dacă eu te iau și ți-arăt afișe... Decât să discutăm de în mass media, decât să discutăm despre copii de Bangata și de foaie verde care a fost cu prazul cu tare și prazul cu tare care a fost cu foaie verde, și ar ce merge. Praz? Depinde ce praf, păi, la câte și ce mașină avea, da, corect. Păi, da, vreau să întreb, cum sunt chefurile la tine când organizezi un chef în familie, între prieteni? Nu prea fac chefuri. Dar la nunți ați fost? La nunți, să cântați. Sau mai cântați la nunți atunci când mergeți la prieteni? Da, am avut o perioadă de 10 ani de zile în care am cântat la nunți. Am avut o orchestră formată din ofițeri armatei române, pentru că eram la teatru de stradă al armatei și eram o gășculiță așa în care cântam. Dar bineînțeles, atunci era mai greu să ieși din instituție, adică din CCA. Da. Noi cântam CCA. Dar erau la prieteni, la cunoscuți sau? Erau la prieteni, la prieteni, la prieteni. Nu, se plătea. Da, dădea bani, adică domnul general. Da. Cereri speciale, dedicații speciale, cântece. Nu, eu am avut, mi-am dorit întotdeauna să fac așa un fel de colaj de cântece care se cer la nuntă, dar n-ar trebui cântate. Gen, adică ce oare eu te-am cunoscut? Să audă, da, de exemplu, fii atent, Mituș. Hai că stau aici. De ce oare eu te-am cunoscut? Și pe brațe de ce te-am ținut? Guratul de ce mi-o sărutat? Dacă ai vrut tu-i tării să mă dai gura tu de cer, eu să mă dai. Dacă ai vrut tu-i tării să mă dai. Deci această melodie ni s-a cerut din partea socrilor după ce s-a adus tortul. Adică la final, din partea socrilor pentru tânăra pereche. Să dăduse darul?
În orice caz vreau să spun că acolo era o restricție, nu era cu strigat, era no, fiecare era cu plicul. Era dacă pui după da. Melodia asta și n-ai pus darul încă sau îl ai încă în plic, încerci, ia să mai scot mă, că ăștia n-au vinit. Da. Așa, o altă melodie care, vezi tu, limba asta engleză ne-a dus întotdeauna pe alte meleaguri, pe care tinerii că să zice, domnule, noi nu prea știm să, ceva un blues, și tu îi spui cu tare, cu tare, cu tare, și ea își alege. Please release me, let me go. Cause I don't love you anymore. What do you see? So release me and let me love again. I can find a new and I will always walk her lips. Her lips are words when you're all close. So release me, my darling, let me go. Da, da? Da, deschide gropare mormântul, nu s-a făcut. Nu, mai avem. Mai avem, de exemplu, o melodie care toată lumea cântă, a lui Dan Spătar, nu? Drumurile noastre toate. Exact. Ia să te văd, Cristina. Ia, zi, Cristina, zi-le tu. Viața mea vreodată voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți la rând povară clipa despărțirii. N-am să-și cer ce nu poți vrea vreodată, n-am să-și cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Eu zic că e o idee foarte, foarte bună să pornești la drum în viață cu cineva care îi spui că drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Eu știam varianta de drumuri. Fiecare să mai era o chestie, acum am să aminte, The Wind of Change, al lui Scorpion. Da. Știi? Și mai o chestie pe care Mituș mi-a adus aminte, că uitasă. Deci cântăm, dăm o fa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și aici încep. Păi mirii să trăiască, mirii să trăiască, la mulți ani. Și nașii să trăiască, și socrii să trăiască, la mulți ani. Și după aia
Da, și socrii și toată lumea. Da, și după aia ce cântăm? Și altă dată. De ce altă dată? Mă rog, o să fie și niște petreceri de divorț. Adică după așa. Una... Iar eu acum am o surpriză pentru tine. Pentru că tu niciodată n-ai știut. Că ce n-am știut, va? Da. Aoleu. Cristinica. Așa. Așa. Hai, știe să cânte foarte bine. Nu. La ce? Hai răbdare. La ferul piciorului. Hai. Ia. Aoleu. Așa că Cristinica poate să fie chemată la colegul la, la Georgel Nucă, păi da, intrăm în casele dumneavoastră, stimați respectatori, în fiecare seară de sâmbătă cu petrecerea românească. O să te ia, Georgel, să știi. Da? O să intri în casele... Păi și mă lași așa? După chestia asta cu șogorițele, știi, întotdeauna așa, ți-aș propune 3 minute să-l ascultăm un pic pe Picu. Haide să ascultăm. Haide să ascultăm. Thank you.
calitate, vă dați seama ce poate face Vali Rupiță dacă o mână de oameni a mers către sufletele noastre în această frumoasă zi. Vă dați seama ce poate face Vali cu vreo 40 de oameni, așa cum ne-a zis pe la începutul emisiunii. Ar face show de show și chef de chef și poate îi smulgem și noi o promisiune astăzi să vină cu cei 40. Dacă avem loc aici, da, bănesc. Nu o să avem loc, dar chestia cu 40, au fost exact 47 mituși, nu? 47 de instrumentiști am fost, iar șogunul ne-a cerut în noaptea de revelion mai multe suite și am făcut suita de Banat, suita moldovenească, suita de Muntenia, nu? Cu mituși am lucrat atunci și cu el. Și la un moment dat mai erau două zile până în revelion și vine și spune Rapsodia Română. Și am înlemnit. Și îți dai seama să cânti Rapsodia Română cu țambal și bas, e o chestie. Da, da, da. Și cu, e o încercare. Cu acordeoane și cu tot. Și ne-am dus, am făcut rost de partitura originală, dar abia am găsit-o la conservator, am rescris-o și momentul, pe data de 31 dimineață, adică hai, la prânz, am avut audiție. Da, am avut audiție și când a auzit-o, cum sună, a zis, știam că mă pot baza pe tine. Și așa, la 12 noaptea, noi în loc să cântăm Perinița sau ce aveam un program, trebuie să cântăm Rapsodia. Și deci a fost o treabă care mi-a plăcut extraordinar. Da, da, te-a pus oarecum într-o situație limită, adică trebuia găsită partitura, trebuia făcută, trebuia lucrată. Da, da, lucrată. Da, pentru că trebuiesc, sunt contramelodiile pe care trebuie făcute și aici trebuiau transpuse, pentru că una este să ai viori, clarineți și ceea ce instrumentele care sunt într-o orchestră simfonică și altceva. Ai anumite bătăi la țambal, ai anumite mișcări de burduf la acordeon. Clarineții, hai că ia-i ca acolo, dar bașii trebuie să aibă altfel, pentru că fiind mai pe folclor, lumea văzând o orchestră ce ăștia trebuie să cântă horă sârbă. E meserie grea. A fost un impact, da, a fost un meserie impact. Meserie grea și nu e pentru oricine. Nu că nu este pentru oricine. Trebuie să ai sclipirea. Da, și pentru că sclipirea trebuie... care i-a venit atunci. Vreau Rapsodia și am făcut-o. Foarte tare. Noi vrem multe, dar din păcate timpul este limitat și spre finalul discuției aș vrea să vă întreb cum v-a marcat viața, întâlnirea cu regizorul, regretatul regizor Sergiu Nicolaescu. Păi, prima întâlnire că a avut cu Sergiu Nicolaescu a fost în 1975, când mama mea lucra la sectorul de partid atunci, așa era, și Sergiu era deputat, nu mai mă aduc aminte, și exista un bufet din cinta acolo și în momentul când l-am văzut am rămas așa. A venit, m-a mângat pe creștet și mi-a dat o poză cu autograf. La 20 de minute sau cât am stat acolo, nu mai mi-aduc aminte că eram fascinat, a apărut Toma Caragiu. Deci făceau, nu mai mi-aduc aminte, după aceea maestru Radu Bedigan și am rămas blocat. E, în momentul când eu am dat proba pentru supraviețuitorul, s-a uitat la mine și am adus aminte. Știți că în 1976 s-a uitat așa. Zice, mama ta nu era... Și-a adus aminte? Da, da, da. Incredibil. Și vreau să spun că am fost, deci am avut 4 zile de filmare, m-am dus 10. Ca să stau să văd cum se lucrează. Și tu știi că meseria noastră trebuie să... Deci a fost o secvență, aveam o secvență de noapte în care trebuia să coboare la Zaruca mică, să vină lângă vizirul, să-i cânte Zaraza. Și înainte am avut interior, exterior, așa. Și la un moment dat, la Zaruca, deci vorbesc de racordul direct. Da, da, da. Avea părul întins, și cu un trandafir. Au venit zorile. Stop, continuăm următoarea noapte. Vreau să spun că din toată echipa care era acolo, Mircea Vod, Sergovici și câți pe care și tu îi cunoști, nu au realizat că pe coborârea lui Lazaruca ea avea zulufi. Da. Pentru că era acord direct cu interiorul de restaurant. S-a oprit tot. Atenție, da, pac. Bine, primul șoc pe care l-am avut în momentul, știind că e peliculă, el vorbea. Vorbea peste replica pe care o aveai tu. După aia am înțeles, stai că Sergiu oricum a mers totdeauna cu post-sincron. Da.
Și în momentul când coboară, gata, acțiune, știi cum e, că ai pregătit la ala și când ajunge la prim plan, stop! Toată lumea a lemnit. S-a prins imediat că... Bă, sunteți nebuni, mă rog, ce-a fost la gura lui, așa, și vreau să spun că gândește de atâtea nopți care le-a petrecut pe platou și filmele pe care le-a făcut, nu are rost să mai amintesc, dar racordul pe care el l-a știut, nimeni din toată echipa aia nu a știut. A venit Claudia, parcă o chema, cu 40 de aparate foto, ce s-a întâmplat. Fata asta nu era pieptănată așa. S-a oprit filmarea și bineînțeles, a pieptănat-o înapoi după racordul direct care era. Și multe, multe alte lucruri. De exemplu, în momentul în care eu eram, deci am jucat borilă și eram omul pe care îl protejam pe Zavaidoc. Și trebuia să, după ce semnam acel contract, trebuia să iau o sticlă de coniac, să-i pun lui Goldberg și să o pun la loc. Vreau să spun că am tras 6-7 duble pentru că nu ieșea textul și nu i-a plăcut lui nu știu ce. O singură dată, Robi, am greșit și am pus-o cam așa. Și mi-a zis, Borilă, da, vezi că n-ai pus sticla acolo, pac. Și am luat și un strugurel mic din farfurie și am pus să am raport. Da. Deci era foarte atent, foarte, foarte atent la tot. Am avut ocazie și am lucrat și cu regizor american la Buracu. Și acolo, cu Demi Moore. Și cu Demi Moore, da, regizorul, da, puneți actriță. Povestea cu Demi Moore era secvența de jacuzzi, ca să spun așa, în care n-a avut voie nimeni să intre acolo decât cei doi regizori, principalul Guy Moses și secund. Și tot așa m-am dus de curiozitate să văd cum se lucrează. Și multe alte experiențe. Am avut, de exemplu, marea șansă a vieții mele să refac un film. Poveste de cartier, care probabil că majoritatea l-au văzut, un film muzical cu Manel. Și mi s-a dat, m-a chemat și a zis, ești în stare? Și am întrebat, când? Și el a zis, ieri. Și am plecat, am stat 3 luni jumate, l-am remontat, l-am rescris, nu mi-a plăcut, am reinventat un voice-over, am scos anumite personaje de pe, și eu m-am scos, pentru că eram bodyguardul lui Călinescu, m-am scos din foarte multe secvențe, lucru pe care multă lume n-ar fi făcut, ca să iasă bine. Dar să știi că mă mândresc cu el, deși am fost, în loc să fiu trecut la regie, am fost trecut ca producător executiv. Adică știi că în filme producător executiv e cu bani. Dar am mulțumirea că am dus la capăt un lucru. Da. Și până la urmă, aceste mici detalii contează. E adevărat că publicul larg nu le sesizează, dar cel implicat în astfel de proiecte vrea ca totul să fie perfect și până la urmă este vorba de profesionalism. Este lucru vorba... pe care dumneavoastră nu l-ați uitat și încercați să-l duceți mai departe așa cum puteți și să-l insuflați și tinerilor cu care lucrați. Nu știu dacă... Trebuie neapărat să... Știu din surse sigure. Da, știu, Cristinica, de ce spui treaba asta. Eu am mai lucrat cu Cristina și la o altă televiziune și de-aia ne știm mai bine de câțiva ani. Am încercat să dau întotdeauna din ceea ce am învățat și eu de la alții. Și nu vreau să devin acum patetic și să spun nu. Nu-mi place să mă laud, prefer să mă aprecieze omul, pentru că ceea ce văd la ora actuală pe televizor mă bufnește râsul. A cântat o strofă dintr-o piesă, s-au apărut, știi cum e vorba noastră, halebardieri 13, da? Măria ta, au venit halebardierii și el face parte din cei 13. Ce, băi, eu am jucat acolo și am făcut. Era mă la mic, exact, da. Exact, așa. Și prefer să dau din experiența mea, atât din cea muzicală, cât și cea din actor. Eu încă o dată spun, eu nu mă consider un actor, chiar dacă lumea se va supăra pe mine. Pentru că n-am făcut cursurile de actorie, am făcut cursurile de regie. Și este mare diferență. Da. Ceea ce am făcut eu, am încercat să joc, întotdeauna am jucat numai bodyguards, am jucat numai roluri de romi, numai... și am spus, băi fraților, vreau și eu în viața mea să joc un inginer electronist.
Am înțeles, vreau am înțeles. Vreau să joc un doctor docent. Vale, noi îți mulțumim, îți mulțumim tare mult, stimați telespectatori, cam asta ar fi pentru astăzi la noi, în frumoasa noastră emisiune, aici, la Siesta Show. Să știți că povestea merge mai departe, povestea continuă și sperăm că într-o zi Vale va veni aici să continue să ne povestească și cu cei 40 de mucenici, ca să zic așa, 40 de Alibaba și cei 40 de și care mai de care mai talentat și care mai de care mai pasionat de munca lui. Noi cam aici o să încercăm să ne luăm la revedere cu părere de rău de la dumneavoastră. Ne vedem și mâine și până ne vedea mâine la cap la aceeași oră, să aveți o zi cât mai plăcută. O să-l invităm pe domnul Rupiță să se pregătească să ne interpreteze o ultimă piesă și nu uitați de pagina noastră de Facebook Siesta Show. Vă așteptăm acolo cu opinii, chiar și cu critici, pentru că vrem să știm ceea ce credeți despre noi. Să aveți o zi frumoasă în continuare, domnul Rupiță, o ultimă piesă, Feelings. Hai să cântăm Feelings. Feelings. Nothing more to see. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget. Okay.